Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a media podcasturilor Pagina de Media. Începem săptămâna cu postul public TVR. Post public care are planuri mari pentru a-și atinge obiective ceva mai mari de audiență, vrea să-și reașeze din nou canalele. Câțiva ani, știți foarte bine, TVR a fost poziționat ca un post de actualitate mai degrabă, nu neapărat de știri. S-a întâmplat acum câțiva ani când postul public a trecut de la statutul de canal generalist la unul de post de actualitate cu rezultate în audiență destul de slabe, încă menținute și în prezent. Ce vrea să facă acum televiziunea publică? Își reașează canalele. Noi am aflat cum o să facă acest lucru. Găsiți pe pagina de media exact documentele. Ele sunt redactate într-un limbaj destul de oficial, ca să nu-i spunem lemnos, dar tragem concluziile pe scurt, despre ce va însemna de acum înainte TVR. În principal, postul public TVR 1 nu va mai fi unul neapărat de actualitate, ci unul generalist. O să încerc să citez câteva dintre detaliile pe care cei din conducerea televiziunii le-au oferit în legătură cu această poziționare. Le-au oferit instituției, nu nouă, noi le-am le -am aflat. Îți sună, cum spuneam, destul de oficial. Hai să le luăm pe rând. TVR1 va fi un canal generalist cu un conținut diversificat și de calitate în toate componentele lui. Va fi un canal care respectă și ia în considerare așteptările telespectatorilor. Va fi un canal care este sursa principală de informație obiectivă, corectă și relevantă pentru telespectatori. Până acum s-a văzut cu ce rezultate de audiență. TVR1, de exemplu, nu prinde nici măcar primele 10 locuri, doar dacă dă Eurovision mai saltă puțin audiența, este ca așa ca un termen de comparație, este la distanță nu mare, foarte mare de primele locuri. Cam de 10 ori mai mică este audiența TVR1 față de ProTV, față de Antena 1 sau față de Canal D. Să continuăm cu ce va fi TVR1 în același limbaj pe care îl cităm din documentele instituției. Va fi un canal care abordează tematici complexe de interes național, tematici care unesc România și care susțin parcursul intern și internațional al țării către un stat democratic integrat în Uniunea Europeană. Un canal care se bazează în principal pe producții proprii, atât în ceea ce privește documentarele, cât și producția de ficțiune. Un canal, cum spuneam, care este sursa principală de informație obiectivă, corectă și relevantă. Vorbim de canalul care, în urmă cu. O săptămână, două, își retrăgea reporterul de la Parlament și de la PSD pentru că era prea agresiv. Acestea sunt planurile în legătură cu TVR1. Ce va fi TVR2? E, și el va fi cumva poziționat. Cuvintele cheie sunt familia și tradiția. Și de aici cităm tot din aceste documente elaborate în același limbaj. Tematica pe care TVR2 o abordează se construiește bazându-se pe trei elemente definitorii pentru societatea noastră familie, educație, tradiție. Va fi un canal tematic dedicat familiei și educației aflate în relație directă cu tradiția. Un canal modern, de atitudine, dinamic și interactiv. Un canal în care publicul de toate vârstele, în special cel tânăr și informare, participă direct la crearea conținutului. Un canal care ajută familiile tinere punând discuție, informând și oferind soluții la problematica acestora. Acesta a fost canalul TVR2, așa cum va arăta el. În timp ce al treilea post public, TVR3, va fi orientat către zona culturală și uh, regională. Acolo vom găsi materiale realizate de uh, stațiile TVR din, uh, din țară. Uh, pe final, uh, să vă mai amintesc că găsiți pe pagina de media toate audiențele emisiunilor din uh, weekend. Sunt cifre foarte interesante, veți vedea acolo cum au stat uh, România au talent, cum a stat Ai uh, și totodată un material legat de banii care s-au dus de la PSD către diverse instituții media. Acesta a fost Media Podcastul de astăzi. Până la ediția următoare, noi suntem cu ochii pe Media.